Domn președinte, în anul centenarului Marii Uniri, meci mare la Alba Iulia, Unirea versus FCSB. Este un eveniment major pentru echipă? Cum spuneam, Steaua vine la Alba, sau FCSB-ul vine la Alba odată la 10 ani. Ne bucurăm că am avut, să zic așa, noroc la tragere, având ca și adversar cea mai galonată echipă din Liga 1. Dar avem și emoții foarte mari pentru că încercăm să găsim o nocturnă mobilă, să jucăm meciul în Alba, aici pe cetate. Credeți că sunt șanse să se umple stadionul, fiind probabil și un moment special aici în anul centenarului, vine cea mai galonată echipă și bănuiesc că oamenii din Alba Iulia duc dor de astfel de meciuri, o echipă care a fost în Liga 1. Sunt convins că vor fi 7-8 mii de oameni, se va umple stadionul, sunt convins de problema asta pentru că va fi și primul meci în nocturnă din istoria municipiului Alba Iulia, dar să sperăm că putem rezolva cu nocturna. Este târziu, dar facem eforturi foarte mari pentru a se disputa meciul Alba Iulia. Ați vorbit cu băieții, i-ați motivat dumneavoastră, ați jucat împotriva Stelei pe vremea FCSB-ului, bănuiesc că erau meciuri speciale la momentul respectiv când jucați pe la Rapid. La asta, cum vedeți lucrurile? Orice meci cu Steaua e special pentru orice jucător. Toată lumea din România își dorește să câștige contra FCSB-ului pentru că rămân amintiri foarte plăcute când bați FCSB-ul. Acum noi ne gândim să fie un regal fotbalistic, vă dați seama, avem și puțin așa ne-am gândit să ne calificăm mai departe, dar șansele sunt foarte mici, pentru că este diferență destul de mare între Liga 1 și Liga 3. L-aveți aici pe fratele lui Gicu Grozav, ar fi, să zicem, ceva grozav dacă v-ați califica? Ar fi ceva extraordinar, am fi de cartea recordurilor, dar în fotbal nu se știe niciodată, mingea în nocturnă, în schimb trebuie să recunoaștem valoarea lotului Stelei, FCSB-ului. Tot ce se întâmplă acolo, sunt pe locul întâi în Liga 1, șansele sunt foarte, foarte mici. Cam cât ar costa să aranjați, să zicem, pe ultima 100 de metri stadion? Am văzut că se lucrează de zor ca să se modernizeze puțin din stadion. Păi vă spun, nocturna, în dimineața s-a discutat, ne costă în jur de 41.000 de euro, adică 25% din bugetul pe anul acesta al nostru. Va fi greu, dar sperăm. Și îmi doresc foarte mult ca oamenii de afaceri din Alba Iulia să contribuie prin sponsorizări sau cu ce ne pot ajuta pentru a putea aduce nocturna mobilă pe stadion. Credeți că acest meci ar putea însemna și, să zicem, o renaștere a tradiției fotbalistice în Alba Iulia? Aici, aproape de voi, la Sibiu, acolo s-a reușit, s-a ajuns din Liga 4 până în Liga 1. Cine ne dorim lucrul ăsta? Să ajungem măcar în Liga 2, dacă nu în Liga 1. Dorim să va fi, sunt convins, va fi o emulație pe lângă echipă și deja suntem noi, jucătorii, stafful, suntem asaltați de doritori să cumpere bilete. Deci e o emulație faptul că vine FCSB-ul. Până la meciul cu FCSB noi avem un meci foarte greu, un derby local cu Metalurgistul Cujir în campionat. Sper să câștigăm și pe aceea jucătorii și ceilalți să ne gândim la meciul cu FCSB-ul.